Lege 215 în 2001, ați fost convocați pentru astăzi ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 383 din 25 octombrie 2018. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 3, se absentează nemotivat domnul Mătăuș și domnul Turlan. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați, vă rog, ordinea de zi. După cum știți, avem pe ordinea de zi 7 proiecte și diverse, de la proiectul 57 la proiectul 63. Cum ați fost convocat? Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Domnul președinte ales, continuați ședința. Bună ziua din nou. Supunem discuții primul proiect numărul 1 pe ordinea de zi, numărul 57, privind modificarea inventarului bunului aparținând domeniului public al comunei pe județul Vaslui. Dacă sunt discuții. Deci, dacă nu sunt, supunem la vot, sau? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Da. Cine manipulează utilajul? Care utilaj? Care îl cumpărați la... La bancare pe zi. Da. Lama de vizabilire. Încercăm să mutăm pe tractorul care îl avem. Încercăm să mutăm pe tractorul care îl avem. Adică încercăm, așa? Pentru asta, pentru mult, am încercat în partea la tragare. Ca să nu mai fie probleme. Pentru mici intervenții. Ideea este pentru să facem pârtii la platforma de gunoi, ca să putem să ne blocăm acolo. Dar vom vedea. Noi am avut, dar v-ați dus, e ultimul punct, cred. Da, da, da. V-ați dus Mirela. E ultimul punct, eu, de părere. Nu, să-i spune. Nu? Nu, să-i spune. Da. E primul. E primul, da. Da, da. E primul de la urmă. Da. Discutam de... E primul, să-i face. Da, e primul de la domeniul public, de ulița, Părindarul de Plai, Puiul Vasile, cu modificări care sunt. Iar noi, în lista de vețit, dacă tot ați pus întrebarea că ajunge la punctul ăla, am avut o prins. Dar n-am găsit nicăieri. Nu găsim nici o nicăierea în lamă cu 50 de lei. Dar am avut 50 de lei, 500 de lei. Dar am prins mai acolo. Fie. Nu, de lamă cu lamă, da. Și acum am suplimentat. Ne-am uitat în FICAP. Majoritatea sunt între 16.000, 22.000, 25.000. Cam cu banii care am mutat noi acolo, ne-am încadrat ca să achiziționăm așa ceva. În special pentru ulițele înguste și unii nu se poate intra cu voră mai mare, cu grebe, cu... sau la plasă mai mare. La vreme de secetă, e bună și grebe. Da. Punctul 2. Proiect numărul 2 pe ordinea de zi, numărul 58. Primit aprobarea indicatorului tehnico-economic și cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDR pentru investiția, extindere și reabilitare infrastructurii de apă uzată în Comuna Căruț, finanțată prin mederea PFE, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28 din 2013. Întrebări. Mă îndemnați ca să le iau cuvântul. Păi da, știam că sunteți pregătiți. Sunt pregătit, da. Problema se pune pe următor, la 2, 2, 3, 4 și 5, unde este vorba despre această ordonanță de urgență, 28 în 2013, la cele 4 investiții, da. Iau cuvântul la ultimul proiect prezentat. Pentru toate 4. Da. Ca să contează, cum vreți dumneavoastră? Dacă ar fi ca să... Da, la fiecare ar fi... Mai sunt părești care au copii pe acasă și... De ce să... Da. Ulungim. De ce să ulungim? Altcineva.
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Am votat. Da. M-am neaștat special. Am votat pentru. Proiect de hotărâre numărul 3. Pe ordinea de zi, numărul 59, privind modificare și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 95, din 19-12-2017, privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, modernizarea drum comunal DC-114 pe Ius Hârtiu și amenajarea pod viaduct peste drumul Brațul Totuș, fiind finanțată printr-un Programul Național de Dezvoltare Locală, privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 28, din 2013. Întrebări? Da, dacă ați studiat proiectul, ce se duce vot, supunem la vot, urmă. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă? Abține. Proiect numărul 4, pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 60, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțare de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDR, pentru investiția, modernizare și reabilitare școala gimnazială Căiuț, în satul Căiuț, comuna Căiuț, județul Bacău, finanțat prin MDRA, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat din Ordonanța de Urgență a Guvernului număr 28-2013, din 2013. La fel. Întrebări. Asta e vorba de sala de sport? Nu, nu, școala. Școala. Reabilitarea școlii. Școala din comuna mea. Proiecte de pus. Da, permiteți. Da, domnul Matei. Am înțeles că acest proiect a mai fost de pus o dată. Toate au mai fost toate o dată și... Acum, asta, numai asta am înțeles că îl depuneți din nou. Nu, toate. Toate. Sau, mă rog, asta. Modernizare. Ce constrează? Suprafața construită existență 572 metri pătrați și suprafața construită extindere propusă 614 metri. Înțeleg că se construiește ceva în plus, la școală, cu anexă, că nu rezultă nicăieri, n-am găsit așa și ce destinație va avea aceea? Asta de fezabilitate e trecută și o anexă. O anexă? Da. Și ce destinație va avea anexă? Ca ce? Fel de sală de sport, mini sală de sport. Am înțeles. Da, asta era... Dacă se reduce la mini sală de sport? Sală de sport, dar nu la nivelul. Te gândești la o sală de sport, cine știe ce imensitate. Pe vremea lui Năstase s-au făcut săl de sport, numai în județul Botoșani, cu 40 de ani. Noi am legat, domnul ăsta, am legat asta de modernizarea școlii. Parte din clasele de sport face ora de sport în sală de clasă. Acum e sala amenajată cu... Păi, și noi... De-aia am intrat la modernizare să... Și bună. Bună. Modernizarea da, și bună. Da, da, da. Aducerea rumurilor sanitare în interior, că nu mai meargă în fund acolo. Sunt în interior, dar sunt insuficient. Sunt puțini față de da. Numărul de copii. Deci sunt, deci la Căiuță, buda de afară nu mai funcționează. Este un proiect cu o schiță, cu ceva, prin care să vedem și noi ce se întâmplă acolo. Că nu, aici e sumarul sumarul. O să mai apară, domnul profesor, din toate proiectele astea. Astea sunt sumele de fezabilitate. Așa ne cere la depunerea proiectului. Au fost cu o anumită sumă, când am depus prima dată, între timp să o reactualizează, să schimbă prețurile, să deja avem discuții cu cei care toarnă acum asfaltul, că s-a dublat bitumul. Deci, pur și simplu, de la un preț s-a dublat. Vreau să vă înțeleg acum că, așa cum a întrebat că domnul Matei, că a mai fost pus odată, trebuie să înțeleg că va mai veni încă o dată proiectul ăsta? Da, da. Păi da, sigur. Da, sigur. Da. Asta e... Hai încerc, vorba aia. Deci știți cum e? Haideți să fim un pic de aia. Știți cum e cu proiectele astea? Condiția numărul 1 ca să ne înștigi într-o competiție este să te înscrii. Deci noi ne înscrim la fiecare... Le avem făcut, mai rău stăm cu ele în sertar, în duloară. Bă, dar văd că sunt revenire. Prima dată ne-au fost respinse? Păi am depus 12 prima dată, n-am văzut. Din 12 am luat 4. Că asta e, nu se poate, nu există cum să le ia pe toate, că n-ai cum să le ia pe toate. Acum, celelalte respinse din ce au rămas alea 8, le redepunem. Le-am sortat, nu le-am luat pe toate,
Mai sunt consultanții și cu discuțiile de la... Vedeți, acum ne dă răspunsul și la viaductul de la... Drumul de problema, acceptăm. Suntem în... Dar ați aprobat mai înainte. S-am aprobat, da, vreau, da. De ce e același lucru? Da. Întrebare, de școli. Inițial, am mai fost pus și modernizat și reabilitat școala generală Pradea și acum mergeți la renunțat la Pradea, mergeți la Pradea, deocamdată. Să vă explicăm de ce. Condiția esențială este să fii copii. Crește. Adică crește demografică. Esențială. Nu să mai admite și atâta timp cât noi, de la anul, astea-s condițiile, intenționăm să aducem copiii de la Praia cu microbuză 5-8, să-i aducem la căiuți, nu sunt merg. Adică, vreau să vă spun, eu știu că e greu pentru, când, ca idee, e greu să te gândești, băi, să închidi 5-8. Dar părinții care au copii, care au trei într-o clasă și fac simultan și când ajunge la centru și nu mai sunt în face a treia sau a cincea cu a șaptea, a șasea cu a opta, nu? No. La ciclu 2 nu merg clase paralele. Păi, dar dacă sunt câte șase în clasă, ce se face? Și fac câte două, câte trei clase. Și de-aia ne-am rezumat, am rămas la Pralea. Nu, să încercăm, ca așa vor trebui de toalete, iar ceva, dar încercăm să ne punem căiuți. Măcar să câștigăm una, dacă ne reținem în două. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect numărul 5 pe ordinea de zi, numărul 61, privind aprobarea indicatorilor tehnicilor economici de și cofinanțare de la bugetul local la cheltuielilor de invizibile prin BNDP pentru investiția modernizare drumuri prin asfaltare comună pe județul Bacău, finanțabil prin BNDP, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat în urgență de urgență, numărul 28 din 2013. Toți. Da, întrebări. Domnul Matei. Revedă de aici, din anexa 2, că acest drum care urmează să fie modernizat va avea o lungime de 8 km. Nu rezultă aici unde va fi acest drum ăsta, unde, ce localitate, exact. Ce sat. Adică, mai aveți, ca idee. Mai aveți altă idee? Nu atât asta, ca idee. Adică, spune deci, așa și ce ai. Depunem și totul de fizabilitate, da? Exact ca la drumul care îl facem acum, prin BNDL, avem un troson de 3 km și ceva în căiuți, un troson de 2 km sau cum împărțit, așa, 500 de metri la Pralea, 200 de metri la gară, 200 de metri la Biamir, deci sunt împărțite pe tronsoane. E total. Da, total, în total. Dar el e de falcat pe anumite... Nu are niciun drum. Drept de 8 km. Care să-l facem. Avem, deci aici, total, da. Aici este prins căiuți, ce intră la viaduct. Ideea noastră, căiuți Heltiu, Vrânceni până la limita de comună, Heltiu până la, spre Boiștea, așa, și e posibil și două mărți rapidare. Da, auzi. Și acum ăsta care se lucrează, nu e inclus în... Nu, ăla e finanțat, deja am plătit, se lucrează. Când mergem la recepție, la inaugurare? Ni s-a promis până la decembrie. O parte din el îl asfaltează. Bine, nu la inaugurare, nu la final, dar se lucrează intens în ideea în care, dacă vine vremea, vrea să schimbă vremea, o să distrugă și ceea ce a făcut până acum. Și vrea să trag asfaltul ca să nu se... Impermeabilizeze. Da, da. Da. Ok, să. Cine alți întrebări? Cine este pentru? Sau? Da. Domnul Chian se iasă la cuvântul. La pentru cele patru. Da. Domnul, toate cele patru proiecte prezentate pentru investiții în comuna noastră, ele sunt foarte frumoase, arată foarte bine, sunt sumate, mă permite ca să fac un total, ar fi în jur de aproape 7 milioane de euro. Din cele 7 milioane de euro, 9 ne-a devenit suntem comuna, prin efortul propriu, un 15 miliarde de lei.
Neelitivi. De ce nu spuneți tot în euro? Poftiți? De ce nu le spuneți tot în euro? Păi nu, că vă spun eu de ce. Ne-am speriat. Acum, că e mult, că e puțin, nu la asta mă refer. Pentru că unele au 9,1% neelitivi din toate astea, altele au 3,4%, altele 4,4%, cu medie din 4,6% neelitivi din total sumă. Problema care am auzit-o astăzi aici a fost condiția sine qua non pentru realizarea acestora, mai bine zis pentru dobândirea și intrarea la aprobare pentru finanțare, ar fi să te înscrii. Până aici toate frumoase. Ne-am înscris cu 4. Eu nu odată am spus că e necesar să ne înscrim cu tot necesarul nostru vis-a-vis de infrastructura comunică Iuții. Și aici a spus dumneavoastră iar că ați trecut acum Boiștea și așa mai departe. Ăsta e un lucru iară. Bun. Vă duc în schimb la proiectul numărul 51, la pagina 2. Sună frumos, articolul 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, virgulă, în cazul obținerii finanțării. Pentru mine, când a avut această formulare, în cazul obținerii finanțării, îmi încolțește imediat ideea că e posibil ca să nu se obțină finanțarea. Fapt care l-am trăit până acum. N-a spus cineva că e sigur. Păi nu, stați așa un pic. Eu când am întrebat în ședințele precedente ale anului în care ne aflăm, mă întrebam de niște investiții, cum ar fi viaductul, podul de la Heltiu, asfaltul și așa mai departe. Și atunci am înțeles, dom'le, a intrat în linie dreaptă? M-ați asigurat că da. Iată că astăzi venim iarăși și repunem spre aprobare aceste chestiuni. Nimeni nu este vinovat. La prima vedere, nimeni nu ar fi vinovat despre aceste lucruri, numai că eu vin astăzi, stimați colegi și stimați reprezentanții executivului, cu o propunere. Să alegem astăzi un grup de colegi dintre consilieri, dacă și dumneavoastră vă scrieți executivul, toate bune și frumoase, ca în termen de o lună, până la ședința viitoare sau jumătate de lună, dacă va fi la jumătatea lunii viitoare, acest colectiv să redacteze o rezoluție, să nu vă include pe dumneavoastră, numai a Consiliului Local, rezoluții care să se refere și să fie în legătură cu dezvoltarea unităților administrative teritoriale, schimbarea, necesitatea schimbării opticii celor de deasupra noastră. Rechi, Consiliul Județean, Prefectură, Parlament și așa mai departe. Să o concepem de așa natură, încât textul ăla de acolo, de la pagina 2, articolul 3 din proiectul 58, că e posibil să da, e posibil să nu, să nu ne mai îngrozească, pe de o parte, și pe de altă parte, revin cu o altă chestiune. Toată dezvoltarea unui OAT poate fi realizată din trei fonduri, da? Îsărea europene, îs fondurile guvernamentale astea care le primim și le așteptăm, așa ca un miloc, și fondurile locale, de astea sunt foarte mici pentru că nu avem noi forțe, să ne elitive. Domnule, de ce? Că durerea cea mai mare este la prima categorie de fonduri. Sunt cele europene. Nu este media, mass media în țara asta, și n-am deschis odată mijloacele respective de informare, și ce citesc în toate locurile, să nu se spună că fondurile europene în țara noastră nu sunt atrase. Că suntem rămași în urmă, că nu suntem în stare și nu știu ce. Această rezoluție pe care eu doresc, cu ajutorul colegilor, să o înaintăm către stăpânii noștri, de care depinde
dezvoltarea noastră și, nu în ultima instanță, vizuirea noastră, este să îi sensibilizăm pe acești domni să schimbe lucrurile în bine și pentru noi ăștia de jos. Adică ne uităm că fondurile europene nu sunt atrase, ne uităm că merge greoi, așa mai, și că le vom pierde, și am mai pierdut și vom mai pierde, dar nimic nu încercăm. Domnule, eu nu am convingerea că această tentativă a noastră, dacă veți fi de acord să o votăm astăzi, să alegem colectiv ora de redactare a rezoluției, am convingerea că lucrurile se vor îndrepta imediat de azi pe mâine. În schimb, a sta pe loc și a nu încerca să mișcăm lucrurile într-o direcție bună și favorabilă și nouă, este de îndecat. Eu zic că dacă popularizăm pe cheltuiala noastră, fiecare 80 ceva de comune cât are județul, dăm tuturor consiliilor locale, le vom înainta această rezoluție, concepută cu foarte mare grijă, așa, le vom înainta către toate consiliile locale și la rândul lor și acestea vor procede la a reînainta către stăpânii noștri, decidenți, eu zic că lucrurile pot fi îndreptate și vom avea sentimentul de utilitate a nostru pentru cei ce ne-au ales, sentimentul de utilitate și până la urmă de datorii, de împlinirea unei datorii pe care o avem. Mă opresc aici, rugându-vă, ca acum sau la sfârșitul ședinței să procedem la alegerea unui grup de consilieri dintre noi care să redacteze această soluție și după care să supunem la vot dacă o înaintăm așa cum am propus eu. Vă mulțumesc! Deci întrebarea care o pun, alegem acum, solicităm acum sau la sfârșitul ședinței, ca fiind pentru că ea poate fi solicitată acum, pentru că e în legătură cu cele patru proiecte, eu am spus. Și siguranța și realitatea. La diverse. Acum trebuie să putem proiecte. Continuă, atunci, la diverse, voi supune la vot. Atunci, vă voi cer încă o dată părere. Vă mulțumesc. Am înțeles, colegii, părere. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Da. Proiectul numărul 6 pe ordinea zi, numărul 62, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Corului. Întrebări? Domnul Sărbu? Da. Eu știu că și sunt lucruri concrete în Comuna Crăiești, cu toate că nu sunt utile. Dar Galul și-a arătat posibilitățile de a investi în comuna, că e vorba de terenul ăsta de sport de aici, care îmi pare rău că trebuie să devin prost plasat, necesar, dar prost plasat. Și drumul ăla de la Pralea o fi fost necesar, dar nu este folosit. Haideți să ne gândim pentru viitor. În primul rând vreau să spun că la o cotizație de 8.500 de lei pe an, la o investiție care aici cheltuie la aproape de 60.000 de euro, este o sumă foarte mică. Haideți să tot vorbim de perspective, apropo de ce spunea domnul Olicianu. Haideți să ne gândim, domnul primar, să vedem și să propunem galurile acestea pentru o perioadă de 1, 2, 3, 4, 5 ani, cine o mai fie atunci, dar să știe exact în Comuna Crăiuți ce lucrări poate să facă galul ăsta ca prioritate necesare la urgență. Mă refer la sala de sport, mă refer la stadion, mă refer la ce credem eu așa că. Și a doua chestiune pe care, care mă arde și care mă face să plec din acest consiliu, pentru că vreau să vă spun așa cu sânge de inimă, în ultimele luni au cam plecat de lângă mine, pe lumea cealaltă, colegi de vârsta mea.
Casa Roset. Nu am urnit nici măcar o piatră din, o pietricică din Casa Rosetti în ăștia 3 ani de mandat. Și este păcat că se degradează și mai tare în loc să facem ca ea, această Casa Rosetti să devină obiectivul cultural central al Comunei Căiuț, ținând cont că sunt în, imediat în anul următor și evenimente legate de activitatea lui Răducanu Rosete, pașoptist și unionist, membru sau președintele Comisiei Centrale de Apărarea Constituției Centrale a viitoarei României. Dar spuneți-ne, la cine v-ați mai adresat? Ce demersuri s-au mai făcut? A fost o minciună treaba aia cu miliardul pe care doamna Dăncilă a spus că îl acordă monumentelor culturale? Sau așa, rămâne o vorbă în vânt? Da. Sunt niște proceduri. Probabil miliardul ăla o să ajungă la monumentele culturale. Dar, vedeți dumneavoastră, am un proiect de genul nostru, de câteva zeci de mii de euro, cât e greu ajuns după atâtea lupte seculare, să le spun așa, în ghilimele. Dar mai ales la nivel de guvern. Eu m-am tot interesat, am ajuns la domnul director de la Patrimoniu, la București, la Bilici, am știut numărul de telefon. Da, promisiuni că avem, că o să ne primească postală. Da. Nu neapărat că o să-ți promite cineva că o să intre și la finanțare. Exact cum s-a întâmplat și cu Nord-Vestul, la Piatra Neamț. L-am depus, ne l-a respins. Ce? Deci, într-adevăr, e o bilă neagră, foarte neagră, foarte urâtă. Dar să știți că asta e puterea noastră. Atâta putem să facem. Păi, nimeni nu... Care a fost motivația de s-o respins? Cam cadastru. Intabularea, aveam intabularii. Dar noi am aprobat intabularea. Da, da, s-a dus termenul de depunere, s-a avut respingere, da. Altă sesiune. Domnul profesor, deci sunt niște sesiuni în perioada de imperioade, se depun proiectele. Dacă permiteți, da. Neexistența intabularii a depins de cineva. Nu a depins de cineva. Deci cineva trebuia să facă acea intabulare la o anumită dată și la un anumit fel. Nu s-a făcut. Domnul de ce nu s-a făcut? De ce ăla care trebuie să facă? Domnul Chian, dar voi. Eu deocamdată sunt primar, nu sunt la anchetii politice, să fac judiciare, să văd da. Care e vina, cine e vinovatul, să fie pedepsit, păi să îi rupe gâtul, să-l băgăm la pușcărie. Asta facă poliția, nu fac eu. Eu sunt primar. Nu ca... Păi nu, dar dumneavoastră m-ați întrebat mai înainte, că cine e vinovatul din intabulare? Nu, eu am pus întrebarea. Păi fac anchetele ca la poliție. Am pus întrebarea retorică, nu vă acuz absolut de nimic. Numai că, dacă cineva este să devină, haideți, domne, că de-aia am propus eu sub rezoluția respectivă, ca, dacă ziceți că sunt niște proceduri, ălea datorită locuților din sate care se scaldă în zmoală, în bitul și în catran, să vină iarna lumea, se închirează ălea și nu mai funcționează ca lumea, haideți să le încălzim un pic. Și asta, să le propunem stăpânilor noștri, ca aceste proceduri să nu mai fie să-mi îngreuneze viața și accesul la... Că suntem săraci, e foarte adevărat, dar cel puțin să nu mai promitem, doamne. Conducătorul e voastră, nu stau fără niște. Nu este un probleme. Da. Pe da, nu știm locuri de vedere. Cine e? Nu se priveau proiectele decât pe tabulare definitivă, la Consiliu, la Consiliul Județean nu ne primea, până nu-i dădea de la București. Așa teoria, am avut trei cărți cu cerere. Nu-i dădea de la București. Una prin tabulare definitivă, două provizori. Domnul primar. Și era să dau prin hotărâre de tipul nu ne dădea la prefectură. Suntem la proiectul de GAL. De la GAL, discutăm de GAL sau ce discutăm aici? Ce-i dorește, la diverse, discutați ce vreți. Corect, corect. Hai, domnul Matei. Da, vis-a-vis de acest proiect, vreau să spun că
când se propune obținerea fondurilor europene pentru GAL, ar trebui să vină cu niște proiecte care să aibă într-adevăr utilitate sau să fie necesare și oportune. De exemplu, din cei trei care au fost finalizate sau finanțate prin fondurile europene prin GAL, două nu s-au justificat. Modernizare drumului, exploatare forestieră, acolo sunt bani, niște bani dați, aici erau 104.000 de euro, alocat de care 34.000 de euro pe finanțare din partea primăriei, deci primăria a alocat 34.000 de euro care putea să facă altceva. Un drum care nu folosește nimeni și care deja se deteriorează. Da. A doua, construirii bază sportivă. Nu știu de câte ședințe, domnul profesor Sârbu spune că aici nu se face nici competiții, că nu se organizează nimic. Fapt din potrivit din țigări, spate, deci s-a făcut de mântuială aici, s-a dat bani aici. Și acum o întrebare, deși s-au obținut trei proiecte prin GAL, constat că Comuna Cuiuz, deși este membru, nu a plătit pe 2014, 2015, 2016, 2017. De ce? Adică din moment ce este beneficiez de fonduri europene prin GAL, prin ei, iar tu nu-ți plătești datoria ta, nu-ți achizi datoria ta de a contribui, de a achita contribuția de alunare. Acum, noi trebuie să plătim 49.500. Din anii din urmă, față de 8.500. Păi, dar de ce nu s-a plătit? Asta întreb. Cine trebuia să plătească că nu s-a plătit? Deci, e de bun simț, adică din moment ce lucrul ăsta care îl face master. Eu îți dau ție, tu de ce nu dai macra? Primul lucru ăsta care îl face master. Ca să putem plăti, trebuie inițiat, trebuie un proiect de hotărâre. Doamna contabilă nu plătește hotărârile. În anii din urmă... Ce s-a întâmplat asta în anii din urmă? Nu s-a aprobat cotizația prin hotărârea Consiliului Local. Iar nici anul ăsta nu mi-a cerut-o nimeni. Eu de la mine, când m-am dus, tot la gara vreau să ne vin, când m-am dus și ne-am zbătut atâta cu proiectul, cu extindere rețea de iluminat, m-am dus și l-am semnat și am obținut finanțare. Bine, așa? Băi, dar chiar nu putem să dăm 85 de lei. Imediat am cerut adresă, eu am cerut adresă la gardul, trimiteți-mi să mă înaintăm, că nici eu ca primar, și probabil nimeni care este, nu poate să se zice, mă, fiu, știți, haideți să vă dau și o cotizație. Trebuie o adresă, o înaintare, că am propus o doamna secretară, haideți să dăm cotizația. Dar cum o dăm așa? Tu vrei să ne-ați dotat, sunt păi, eu, dar... Este statutul, domnule, baza statutului e obligația. Dacă nu este dat după oameni, mai este aprobare în 2015, nu s-a plătit, nu s-a numărat. Mai nu mai știu de aprobările de mult. Și am rugat să ne trimit adresă, am inițiat proiectul de hotărâri, o să plătim. Da, iar să riști la un moment dat ca să nu-ți mai apropii, te duci la ei cu un proiect și ce dacă nu plătești, pe cum să-ți dau, dacă următoarea nu ești bună credință, plătești cotizația și nu-ți mai riscăm să mai... Să nu-i mai aprobi, să vrei, asta e ideea. Iar aș vrea să plătim și de urmă, dar nu putem da hotărâri retroactiv, nu se poate. Da, nu deci de asta este numai 85 de lei pe anul în curs. Apropo, doar cotizația pe 2018, nu? Pe 2018. Vreau să întreb și eu ceva. Putem rămâne în continuare în grupul de acțiune locală, neachitând restanța da. De anii trecuți? Ne accept așa? Suntem membri fondatori. Da. Dacă obținem o finanțare serioasă pentru un obiectiv necesar comunei, putem să dăm și o hotărâre retroactivă să ne mai dăm din cotizații de astea restante, nu? Este imputabil. Deci să fie imputabil, că nu duc ceva la vot, nu duc la mine acasă. Supunem la vot. Da. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Da. Proiecte numărul 8, diverse. Lama. Rășcare. 7. 7. 7. 7. 7. De hotărâre numărul 7. De hotărâre numărul 65. Primind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018. Dacă vreți, pot să vă spun... Ce-am... Da. Da. Aici vreți să și mă dat? Da. Nu, mă la... Mă la, da. Da. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține. Domnul Burchean. Îmi dat voie să mă privez abținerea. Nu odată am felicitat un lucru. Suntem în luna imediat noiembrie, după aia va veni decembrie. Știu că o să-mi spuneți că nu se poate până când nu vine repartizarea de la guvern. BBC-ul pe anul 2019 ar dori să fie realizat pentru anul viitor o largă consultare a tuturor consilierilor, astfel încât să ajungem cu cât mai puține, cu cât mai puține proiecte de hotărâri pentru rectificarea bugetului în anul 2019. Deci, ne unim, ne adunăm odată când considerați dumneavoastră fiecare să ne consultăm și fiecare vine cu propuneri pentru prinderea în BBC-ul anului 2019 a lucrurilor pe care le consideră că sunt necesare și utile comunității noastre. Astfel încât în 2019 să nu mai avem rectificări la rectificări peste rectificări. Cât mai puțin. Pe de o parte, nu numai lipsa rectificărilor care înlătura aceste rectificări, dar printr-o dezbatere și o consultare largă a tuturor, implicarea tuturor, bun înțeles cu veștile de la concetățenii noștri, că sunt multe dorințe, doreanțe. Să recunoaștem că nu le-am preluat în calcul, pentru că deodată veniți cu executivul, vine cu BBC-ul, mi se pune în față, odată, ce-i prins, e prins, ce-i bun, e bun prins. Pe parcurs mai apare o lamă, mai apare de bărberit, de nu știu ce, și hai să rectificăm. Deci, această propunere cu oameni, poate de bugetul trebuie. Deci m-am abținut. Oricum o să mai avem o politificare nouă până la sfârșitul anului. Eu sunt convins. Că nu poți să lucrezi, văd. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Deci nu orice convinsă să mai fie. Eu am tras un semnal de alarmă pentru necesitatea consultării a tuturor dintre noi și noi a cetățenilor care ne-au trimis aici ca să contribuim la realizarea unui BBC cum îi puteți venit și cheltuie, cât mai aproape de necesitățile de și puterea și, bineînțeles, și de puterile noastre. Vă mulțumesc. Da. Da, din dumneavoastră motivația de la cine? Da, de bine. Domnul Mărcuș. Da. Ce m-a luat la cunoștință acum, s-a mai dus și anterior ședință. Tot așa stând căzut pe pralea din lemn la, cred că Rom Telecom sau... Fără număr. Fiebi stă prin copaci, pe jos. Dacă puteți lua legătura cu ei, e bine. Stând pe diverton după Bridav și Boiștea. Mai au un pic și chiar se duc. Deci e problemă. Școala veche de la din satul Vrânceni și școala veche din satul Ieldin. Dacă găsim vreo portiță, să le dăm în chirie sau eu știu, dacă nu să le dăm, să le demolăm, să facem altceva, că sunt urât de tare. Veceu public. Au ajuns ca veceu public. Așa. Școala din Ieldin cu Vrânceni. Aia veche. Aia de Căminul cultural. Da. Păi și aia avea un act de cultură, de incultură. Păi da, dar să facem ceva. Era propus la reabilitare. Păi știu că era propus, dar reabilitarea au trecut. La bariera, la nivel care ferat acolo, lângă Londra sau la Malastieră, numai mie mi s-a întâmplat de 3-4 ori să dau nas cu trenul. Haideți, vă rog frumos. Cât faci o adresă, două, trei spre CFR, să vedem ce putem face. Trebuie neapărat pusă. O să moară oameni și păcat. Acolo e necesar. Dar nu, dar deci eu, numai eu, nu s-a întâmplat mii de 3-4 ori. Și trec sute de mașini, fizic, sute. Și cu încărcături, poate să rămână un tip. Da, mă,
Principiul e greu, e, deci urgență. Dacă aș putea și aș binevoi să facem un gar la Troiți acolo, bine, departajăm Troița ca să aibă acces lume, dar unde e piața comunală. Trebuie făcut un gar, nu știu, la 1.50, 1.70, transparent, e veciul public și-a făcut. Vis-a-vis de gar, de toată sărăcia noastră, prinsă la buget pe anul viitor, ori găsă dumneavoastră variantă la Conacul Osetiu. E haos chiar. Mai nou a fost acoperit. Cred că le-au luat vântul, nu le-au furat nimeni. Iar plouă pe acolo, e gol. În centru, dacă aveți bine voință, punem două WC-uri ecologice. Dumneavoastră fixați locul, nu-i problemă. Dar trebuie. E numit care vine și urinează pe garduri, pe farmacie, pe magazinul Mărcuț, pe alu oprăviu. Nu are unde să meargă. Deci trebuie neapărat. În casă lucidii. Da, e bună varianta. Dar n-ați mai e o chestie. Primitim noi DSP-ul și la toate astea de alimentație publică să le pună condiții să-și facă WC-uri? Domnul primar, faceți ce vreți. Eu mă duc la cunoștință, care-s probleme. Vă mă spate vreți. Nu știu câte locații. Și unul ăsta restaurantul ăla acolo, nu? Deocamdată. Da, da, să ne apără și dacă e magazin. Da? Să poate pune condiții, dar să ai... Păi puneți condiții. Toalete. Nu pun eu, nu vreau eu să vă fac. Dar dacă... Eu cred că e mai simplu două WC-uri ecologice. Da, da. Și ați rezolvat toate lucrurile. Ca să fie un... O să, alea, două săptămâni, o să fie o panara, un haos. Ce să fie nimeni. Nu, 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 dacă aveți grijă de el, nu ai cum să fie haos. Deci, dacă pus-i la poziții ca lumea la stradă, ce le distruge? N-are cum să le distruge. Da, în fine. Eu vă duc la cunoștință ce trebuie, dumneavoastră faceți și... Nu, dar ideea avem și noi, ți-am zis la altcine, știu? O grămadă, dar n-am zis. Apropo de poliție, hai să-i facem un acoperiș la poliția asta, cea mai urâtă poliție din... Pe unii am fost, pe unii m-am dus, m-am tos... E deplorabil acolo, știi? Chiar. Ioane, când trebuie ceva, tu îi faci acoperiș la oprăriu la magazin? Nu, dar prin poliția e noastră, nu e al băbătului. Acum e noastră. E al comunii. Ministerul de Interne. Și nu e pe teritoriul nostru. Cum? Nu e pe teritoriul nostru. E, acum mă întrețin la voie. Dar nu e obligatoriu să faceți. Eu v-am... Nu e obligatoriu. V-am spus dacă puteam să facem. A, idei, da. Idei, da. Idei, da. Și stații de autobuz, în satul Popier sunt două, arată ca după războiul mondial. După amândouă. Da. După ambele războaie, atât. Cam atât, mulțumesc. Da. Când îți mai notezi de alea acolo? Vi le-a luat cunoștință? Nu scade nimic și frumos în ochi, numai observații așa, eu, pe... Eu am spus că urât. Eu am spus că trebuie intervenit asupra... Chiar nu se vede nimic de altceva? Ba da. Da, domnul, da. Aș vrea să revin și o problemă. În lucrările la drumul comunal Căiuț, desfășoară, cred că se urmează pașii, am văzut că pune casă de piață, concasată. Am văzut executivul prin zonă. Ce e o problemă? Cine e de șantier? Să știm cine este și persoana cui, dacă există, să putem contacta. Există așa ceva? Nu sunt, există. Păi nu, dar nu știm cine e de asta. E cea gale. Este de cine de șantier. Cine? Da. Cine? Mie cea gale. Da, vedeți, nu știa nimeni. Deci, cine de șantier. N-am întrebat întrebat. Cel care a fost la Hertiu? Mie cea gale, da. Cel care a fost la Hertiu? Păi, e din partea firmei care e... Nu, nu, din partea firmei. Dirigentii de șantier, se dea situația lucrurilor și tot și... Păi și el și executanți și dirigente. Executanți și urmă. Nu, dar ai plătit primării să urmărească de ca postoțul să există lucrurile de calitate. Păi nu, de asta am întrebat în... S-ar putea să nu mai aveți șansă, domnule. În persoana cui, de asta am întrebat. Știu că trebuie să fiu... Trebuie să-l contactați, vorbiți. Păi tocmai de asta, dar nu știa cine... Omul vine, pe cine are. Deci o problemă, au fost ISC-ul, dacă vreți, n-așa alte detalii, săptămâna trecută, nu,
normal să vedem împreună cu dificultatea, sunt niște lucruri, ne-au remediat, ne-au contactat. Da, deci am întrebat că nu știu. Ca să fii toate lucrurile perfecte, așa, la pas, și copiii și astea chiar fi jos, fiind care de asta am întrebat, că a dus nici sau dacă se sezai ceva în regul și nu dați de zici la fel, veniți, drag, veniți, vă dau numărul, îl căutăm. Da, cam atât. Da, problema, apreciem și treburi mai bune, marcarea drumului, clar, dar aș propune să prindem pe atât 2019 și o drăjbă de asta mai care să vă îngerește pentru traficul mai mare, pentru autobuz, trenzile care vin, s-o spart acum, în parte la un autobuz, care cresc în, deasupra traficului. Unde în ce zonă? Este Nuhu, la Ciujmea sus. Dar și prin sate, peste tot, acum nu mai are sebă copaci, trebuie toaletați cei deasupra drumului. Mai nou și dacă e o mașină mică, te dorești mea pe dreapta. Dacă îți spun ceva, ne fericiți? V-am felicitat prima dată. Avem deja o drăjbă de aia cu brațe. Da, felicitări. Și v-am și folosit-o, dar pentru de ce n-am intervenit, că au folosit la rețeaua asta, electrică, la iluminare, tot să ating fiind. Trebuie și înspre cabar, n-a de-am în drumul să-mi gustează. Parcă am fost vorbit să deschid. Păi nu, dar așa este. Așa avem de mașină, întâlnești cu pe toate satele e vegetație, pe toate satele. Acum, când nu mai este în seamă, să toate toaleta. Chiar dacă e în fața porții a omului. Da, am intervenit. Din vreo două ori pe drum la Bralea, așa în corbul de la geam de biserică și așa. Da, deci dacă vreți, mergeți cu mine și vă arăt eu că trebuie tăiat două zile de orice. Nu merge. Nu merge. Drumul este pe care vreau să fie 4 zile înapoi. Câte ori au fost și nu am făcut. Vezi că a fost și trebuie toaleta, cu vântul meu. Și pentru mașini mici, aici și mărăcini. Da, la Pravea Sfinților Cișa să se înviți la asfaltezii anul ăsta sau anul ăsta la ulița? Nu mai promit că deja am luat o nasă la domnul nu, adică nu că nu vor. Constructorul și-a ales tranzoanele mari ca să trag știi că avem 50% din bani și sunt disponibili și trag de cât poate mai ca să ia ceva. Dar oricum, primăvară, coalea începe. E suri imediat. Și de transformator, la transformator vreau să vă arăt. Contractul de finanțare, am fost ieri la Iași, l-am semnat, l-am luat, noi avem câteva proceduri la fir, e totul încheiat. După ce vă spuneam, și cu ăsta știți că la un moment dat domnul profesor Sârbu spunea că iar cu transformatorul, iar cu indicatori, iar s-au modificat, iar s-au modificat. Dar, na, ce se face? Deci asta este lupta pe care trebuie să o duci. Vă spun, de-aia nici nu se accesează nici în privat la atâtea fonduri europene, că spui, procedura e foarte grea. Și acum e mai rea. Și să lasă oamenii lipsiți. Ai zis, mă, celor vinovați să lupă odată. Deci, transformatorul de la Pralea, ce să vă spun? E limitat. E semnat contractul cu dată, datat, intrat în... Deci nu mai e problemă de a fi. Transformatorul de la Pralea va fi etalonul de lucru al viitorului Consiliu. Deci, ca să analizez o hotărâre, îți trebuie 4 ani. Că acum sunt prins 4 ani de când îmi cheamă. Ei, nu. Nu cheamă. Am început în 2016 și suntem în 2018, pe sfârșit, când începe 2019. În 2019 nu va fi pus transportatorul la Praia. Nu, dar eu nu știu. Aici deja am contract cu termeni, execuții, salte, intrăm pe altă treabă. Deci avem termeni de execuție, nu se spune. Pe vremea lui Ceaușescu se dădea câte 10 ori la teatru ca să intre câțiva ori. Cred că așa o să începem să văd proiectele astea, de câte 10-15 ori să le punem din nou în actualitate și nu o să uite nimeni la el. Pentru că... Da, domnul Ocheanu.
Deci, putem trage cu ușurință o concluzie. În ședința de astăzi au predominat cuvintele proceduri grele. Da, n-am terminat, vreau să mă spun ceva. O ședință grele. Dumneavoastră vreți să... Domnul primar, există un președinte de ședință care ne-a dat cuvântul. Vă rog frumos, domnul președinte, ne dați cuvântul și dați-l domnului primar. Dați-l, domnul. Nu pot să-mi permit, măcar din politese de vârstă. Nu, dar de ce? Dacă nu e președinte, mi-a dat cuvântul, eu mă ațin, gata. Hai, vă rugăm continuare. Domnul președinte, reveniți, domnule. Hai, vă rugăm continuare. Stam din proiect și am zis să termin cu... Terminați. Da? După cum știți, luna ce a trecut am avut auditul la primărie. S-a încheiat procesul verbal cu auditul, s-a încheiat controlul. Un popular cu putea de contă, dacă... Am aici tot dosat. De la ușa. Mă întrerup eu. Nu. Cine vrea? Nu poate să stau acum. Cine vrea să, probabil nu interesează pe toată lumea, cine vrea să studieze cu inimii loc, veniți fără niciun fel de probleme. Cine studiază, domnule? În rezumat, spuneți-ne, ați luat o amendă? S-au făcut niște imputații, dar nu... Recomandări? Da. Deficiențe? Spuneți-ne dumneavoastră, ce să mai stau eu pe dosar acolo? Corect, așa e. Așa e. Trebuie uite, pare rău că nu mi-a venit ideea să vă spun că la început se face treaba asta și era rezolvat, o știi. Deci, cum? Liniște, domnule. Păi, să o rogă de ședință. Dar nu. Cum? Să o rogă de ședință. Domnul primar. Da. Faceți. Îmi putem zis de cineva să... Să tocmească niște concluzii. O sinteză. Concluzii sunt întocmite, nu-i problemă. Deci, concluziile sunt... Nu. La concluzie, nu la fiecare capitol din toată pagina aceea de acolo. Concluziile să fie concluzii... Și concluzii. Da, în câteva cuvinte vă pot da un rezumat, dacă vă interesează, dacă vreți. Da? Rezumat. Nu știu așa de din afară. Aici, în prezentarea Zboica, așa... La școală avem, na, că s-o donator terțial. Așa trebuie să se poate. Nu așa, nu? Ca urmare a auditării de către Curtea de Conturi, se întâmplă și un proces verbal. Acel proces verbal ajunge la Curtea de Conturi, ne înaintează raportul. Raportul care va veni. Se va pune în ședința Consiliului Local pe ordine de zi. Și dumneavoastră veți lua act de el. Bine. Eu îl voi multiplica ca și orice altă voi de vădere și îl veți primi. Eu? Asta e procedura. Deci, eu am venit deci, la diverse, în avans. Da. Dacă vreți să studia, raportul să fie același ca cu cine dosarul ăla. Ca cineva dintre dumneavoastră vrea să studieze și să fără niciun fel de problemă. Cu orice întrebări, avem, la, de exemplu, la salarii, singurul om care a plătit bani înapoi, eu am dat pe 4 milioane, e o chestie din concediu medical. Nu, s-a închis, toată salarizarea e ok. La impozit, 400 de lei. 400 de lei, da. Ce încă, na, adică ceva motorină pe la școală. Ceva la investiții. La investiții îi lipot că mi-au rămas la parcul de distracție aici. S-au imputat niște arbori că erau puși, nu i-au văzut, domnii, n-au fost. La drumul de la Heltiu, organizarea de șantier, noi am achitat-o. Și trebuia să ne facă returi de plase, țevi, tot ce, așa. S-au plecat cu ele. Ei, între timp au venit și ele s-au imputat o penalitate. La TQM, așa, studiu SFU, a fost o neconcordanță de date, de predări. Și li s-au calculat-o pe... Deci lucrarea a fost făcută, nu vreau niciun problemă, dar s-a făcut cumva o considerat ei, dar nu era... Au considerat că e plată în avans și s-a calculat penalități. Li s-au luat niște penalități. La Crisani să avem niște ori de autogredere
date jos. Au considerat tot și că e nomenclatorul lor, că au zis că e prea mult. Ce mai am? Cam astea sunt. Achiziții de oriente și alte. La tot construct datorită puzului, au făcut puz. Imediat a duci la achiziții, dar nu avem. Nu, l-au făcut puz și au trecut ca teren intravilan și le-au luat, nu le-au mărit cota de impozitare. La stop construct și așa de așa. Cam astea sunt în mari nereguli găsite. Și au, n-au mai găsit niște lucruri pe care noi le-am dat, de exemplu, pe cheltuială directă și ne l-au trecut în liste de inventar. Dar astea l-au răbut, deci numai le-au schimbat conturile. În contul D l-au dus, băi, înregistrat în contul D. Altceva? Nu avem. Da, dacă vrea, pot cine este... De ori, urați primul, așa că... Da, da, da. Da. Hai. Nu trece mai departe, domnul Ocheanu. Deci venim cu propunerea care a făcut-o după dezbaterea proiectului 61, numărul 61. Să alegem astăzi, dacă prima dată, haideți să supunem la vot, dacă sunteți de acord cu înaintarea unui astfel de rezoluție pe care eu am propus-o. Domn președinte, vă rog să mă supuneți la vot această chestiune și după care să solicitați propuneri pentru colectivul ăla de oameni care să întâlnească rezoluția respectivă. Da. Cred că ați înțeles propunerea domnului Ocheanu cu toți din expunerea dumneavoastră. Eu n-am înțeles. Nu? Nu, cred că vreau să ne mai spună o dată. Nu înțeleg ce cuprinde rezoluția asta. Păi tocmai asta este. Ce cuprinde rezoluția? Deci, ce dorim să se cuprindă? Ce se cuprindă? Rezoluția respectivă se pune... Ca să știi ce votă. Păi, da. Rezoluția respectivă eu nu mi-am permis. Eu am întrebat al rezoluției, dar nu e corect ca să fie făcută de un singur om. Păi, dar trebuie să știm la care și ca să știm. Dar eu m-am pronunțat odată și am spus să fie în legătură cu necesitatea schimbării optice și a metodologiei de lucru a celor care sunt deasupra noastră, astfel încât să nu mai ajungem să ne uităm că procedurile sunt greoaie pentru accesarea fondurilor necesare dezvoltării economice și sociale a celor din jos, a oatelor. Deci nu mai lăsăm pe domnul primar și domnul vice? Nu! Poate să luăm noi. Nu, nu m-ați înțeles. Noi și dacă noi formăm o echipă, nu mai avem treabă de ei. Nu m-ați înțeles, înseamnă. Cam asta e. Nu e eu am înțeles pe text, însă nu știu ce finalitate va putea avea dacă... Păi, dacă nu, dacă eu m-am pronunțat. Dacă nu încercăm, eu zic, nici să nu ne mai uităm după aia, că e greu, că procedurile sunt așa cum sunt, că stăm la aprobarea fondurilor respective și încadrarea lor și intrarea cu Iforgaș spre execuție, nu mai avem dreptul să ne uităm. Haideți să încercăm. Suntem cu toții de acord că lucrurile nu sunt tocmai bune, că sunt îngreunate tocmai datorită unor proceduri. Cei din guvern, auzeam cu ministrul finanțelor, spunea că va lupta și va acționa pentru îmbunătățirea acestor proceduri și la un moment dat nu s-au făcut niciun pas în acest sens. Și eu zic, dacă noi și alături de noi celelalte consilii locale, celelalte UAT-uri din județ, dacă vor achesa și ei la această propunere noastră și la rândul lor vor înainta către cei mai decidenți, poate lucrurile vor să se îmbunătățească. Dar ca să nu încercăm absolut nimic... Ce spunea domnul Matei? Da, e frumos de văzut așa o chestie, da, vezi. Dar de finalitate... Mă îndoiesc. Adevărul este că procedurile sunt atât de birocratice și atât de... Păi și atunci, domnule, dar noi venim cu propuneri, nu sunt concrete. Greu personal, 2 ani de zile m-am chinuit, așa? Păi și atunci... Că o chestie care nu erau prins nicăieri, de la mine m-a sărdat și îmi spune... Îmi dați dreptate că procedurile sunt grele. Vedem cu toții că aceste proceduri sunt grele. Vedem cu toții că ni se bagă bețe în roate. Adică, haideți, domnule, să...
căutăm să-i sensibilizăm și, până la urmă, urmii noi, un consiliu local, suntem Parlamentul Comunei Căiuți. Toate parlamentele comunelor din județul respectiv și a localităților, orașe, municipii, ce sunt ele, sunt din toată țara asta, e o sumă de parlamente care oricum sunt numeric mari față de care ne stabilește nouă soartă, față de guvern, față de Consiliul Județean, față de prefectură și așa mai departe. Noi am mai avut o tentativă, dacă vă aduceți aminte, anul precedent, cu o sfătuire aia când doream să chemăm toți factorii de decizie de la unitățile centralizate, instituțiile și unitățile centralizate la nivel de județ, să-i chemăm aici, să le punem față, să le stăm față în față cu ei, să le punem problemele care le considerăm noi greoaie. Aia a dat tix. Era greu, de adus, de adus. Dar ca să înaintăm adresa, rezoluția respectivă, să o multiplicăm, să o dăm către celelalte consilii locale din județul nostru, și aici în Bacău să fie un gemer de dorință de mai bine, dacă sunteți împotrivă, nu am nimic în... Eu am venit cu o propunere pentru cei care n-au înțeles, ca să nu fiu judecat, nu stau acum să vă explic în amănunt, vă stau la dispoziție după ședință, cei care nu mi-ați înțeles propunerea. Domnul Aurici, da, eu zic așa, domnul președinte, să puneți la vot, să vedem cine este de acord cu propunerea domnului Orheanu, după ce treci votul, să formăm comisia și am terminat. Da, eu am și eu o propunere. Haideți să îl mandatăm pe domnul primar să discute cu Consiliul Județean. Consiliul Județean, ce părere are? Doar că subiectul este cunoscut. Dacă îmi permiteți, mă scuzați că am intervenit de asta. Este cu totul altceva. Domnul primar nu face parte din Parlamentul Comunei Căiuți. Parlamentul Comunei Căiuți este Consiliul Local. De la Consiliul Local se trece această chestiune. De ce nu vreți? De ce vreți? Pentru ca să facem o comisie, așa, părerea mea, dacă nu, în cadrul comisiei, nu vine și un consultant care s-a lucrat în obținerea de fonduri europene, nu știu care eu sau vreau să spun, ca să spui, nu putem spune generic, mă simplificați procedura, no, no. Trebuie să știi cazul concret, no, no. Trebuie să spui ceva așa, nu generic, doamne, vă rugăm, simplificați, no. Trebuie să explici, nu ceva. Dacă vreți, nu știu dacă cine măsură să ceva. Dacă vreți, eu am pus să chem un consultant, să vedeți un consultant pe procedură, care știi... Nu o să vină într-o ședință, o să vină comisie. Comisie! Sau cu ceva la punct diversi de la ședință. Mulțumesc pentru buna intenție. Mă scuzați, o întrebare scurtă. Dumneavoastră v-ați izbit de o greutate de procedură la tot ce ați încercat să accesați? Spuneți-mi da sau ba? Fără nu da? Fără nu bă. Da? Dar fi fără nu bă. Cu care mă izbesc eu... Așa? Nu depinde de dumneavoastră, sigur de mine. Sigur se izbește și guvernul. Poftiți? Sigur se izbește și guvernul. Nu. Dar credeți că dacă... procedurile pentru autostrăzi sunt celelalte, sunt așa de simple? Păi nu sunt... Nu-i problema lor? Păi dacă guvernul n-a legiferat odată în legătură cu VVI... Haideți să nu mă ajunge la guvern, la Curtea Europeană, la... Haideți să punem la vot. Da, comisia, nu... Hai, să punem la vot. Cine este... Pentru. Eu zic că este un început și va trebui să fim de acord. Da? Faceți cum vreți. Ești pentru? Pentru ființarea comisiei. Ați fost majoritar. Cel puțin trei aici. Cel puțin trei. Aștept propuneri. Eu propun domnul Orheanu, dacă sunt inițiază. Normal. Propun domnul profesor. Nu mai propune. Domnul Matei. Bine, da, domnul Matei. Da. Ion. Da, eu poate nu accept. Aveți dreptul să ne acceptați. Da, da, corect. Nu am timp. Trebuie să vin de acasă, la comisie. Sunt de acord comisie, dar nu... Hai, altă propunere.
Domnul Matei Laurenciu. Domnul Matei Laurenciu. Da. Trei, nu? Da. Supunem la vot. Ia mai vaci din așa tine, domnul. Da, Matei Laurenciu nu-i tână, domnul. Mai sprintem la picior, la minte. Spuneți la vot. Supunem la vot? Da. Cine sunt pentru cei trei nominalizați? Care sunt de domnul Sârmă? Domnul Matei? Domnul Matei și domnul Chiară. Ați avut timp să spuneți la exagata? Ați executat-o?